o oră. 10 minute. Vai! Doamne, ferește! Bă, dar nu știu, nu sunt tot ce-am spus, dar pot? Doamne, ferește! Păi, stai. Hello! Sute de studenți s-au așezat la rând în fața căminului C6 din campusul Titu Maiorescu după ce Asociația Studenților Matematicieni a anunțat pe o rețea de socializare că în perioada 9-11 noiembrie vor primi pachete gratuite. Am auzit de pe Instagram că se dă punga aia gratis și am zis să văd și eu ce primesc. Ai putea să-mi spui de la ce facultate ești? La informatică. Și ai recomanda acest proiect și altor persoane? Da. Am recomandat deja și la medicină, și la Asaki. Și să înțeleg că aceștia sunt prietenii tăi, colegi? Da. Și tot de la informatică? Da. Am venit să-mi iau punga pe care o oferă studenții ce organizează campania asta. Campania care este organizată de către Asociația Studenților Matematicieni. Ai putea să-mi spui facultatea de... Unde? La facultatea de medicină. Mi-a trimis o prietenă de mea pe Instagram un post de la studenții din asociație și m-am băgat și eu. Ce ai mai recomandat și altor persoane? Da, la iubita mea, la sora mea. Studenții au stat la rând ore bune în fața căminului C6. Unii chiar au venit mai devreme pentru a prinde loc. Un pachet cuprindea dulciuri, snacks-uri, alune, dar și bere și băuturi energizante. Am auzit de la prietenele mele de la facultate de acest site și am zis să mă înscriu și eu și să văd despre ce este vorba. Ai putea să spui ce așteptări ai? Momentan nu. Nu știu ce... Sunt curioasă ce o să fie, ce o să... Da. Păi am auzit că se dau chestii mișto și am zis să vin. Și ai putea să spui de la ce facultate ești? De la Universitatea Asaki, la electronică. Și cum ai aflat? Mi-a spus un coleg și părea super mișto ideea și am zis să vin. Ai mai recomandat și altor colegi sau prieteni? Sigur, mi-a spus, da. Am încercat să luăm legătura cu voluntarii care au distribuit pachetele gratuite studenților. Aceștia nu au dorit însă să ne ofere informații suplimentare.